Doar două sate formează comuna Polovraj din județul Gorj, Polovraj și Racovița. Cu toate acestea, comuna este cunoscută ca un centru etnografic și istoric. Gheorghe Epure, primarul localității, a reușit să câștige încă un mandat în acest an, obținând aproape 90% din voturi. Scorul edilului subliniază faptul că Epure este îndrăgit de cetățenii ce locuiesc în comuna pe care acesta o gospodărește. Preocuparea principală a primarului o constituie bunăstarea cetățenilor, precum și dezvoltarea comunei. Polovraj evoluează anual, iar în ciuda piedicilor puse de sistemul birocratic anevoios, dar și de pandemia COVID-19, edilul se poate lăuda cu numeroase proiecte. Epure are un plan finalizarea proiectelor finanțate prin accesarea fondurilor europene, printre care organizarea de drumuri, alimentarea cu apă, dar și finalizarea unei grădinițe cu program prelungit. Valoarea proiectelor depășește 2 milioane de euro. Părintele Dumnezeu, în primul rând, căutăm să ducem la bun sfârșit proiectele începute și aș vrea să mă refer la cele cu finanțare europeană. PNDR măsura 7.2, modernizarea drumuri. Suntem pe ultimii metri. Se termină acum turnarea rigurilor betonate. Mai sunt detonat niște drumuri laterale, circa 750 de metri. De asemenea, ne apropiem de final la alimentarea cu apă în cantonul de Rudari, care face parte dintr-un proiect integrat alături de canalizare ape menajere uzate în sudul satului Polovraj și în satul Racovița. Ambele proiecte însumează 2 milioane de euro și așteptăm tranșa de plată, ultima tranșă de plată pentru grădinița cu program prelungit, proiect încheiat tot în acest an. Avem în lucru niște rigole betonate, accesul spre DC22 spre Bunăstirea Polovraj și acum o parcare în curtea școlii și un teren destul multifuncțional conceput și demarat pe buget local, dar din păcate suntem cu lucrările stopate pentru că anul acesta încasările la buget au fost mult mai mici față de estimările pe care le aveam noi. De asemenea, în prezent, în cadrul primăriei comunei Polovraj, se află în desfășurare multiple proiecte, cum ar fi accesul spre Mănăstirea Polovraj, dar și o parcare și un teren de sport multifuncțional în cadrul școlii din Polovraj. Administratorii de pensiuni din zonă se află în acest moment într-o situație incertă. Evoluția pandemiei este una destul de rapidă și neașteptată, de aceea mulți dintre ei sunt reticenți când vine vorba de rezervările pentru sezonul rece. Comuna gorjană de sub munte, Polovraj, a devenit în anul 2019 stațiune turistică de interes local.